Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă, prima din luna iulie, lună care a debutat cu o serie de evenimente care au trebuit monitorizate, e vorba de cotele de avarie și de inundație de pe râul Moldova și de pe râul Siret. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă am avut un debit maxim de 1040 de metri cubi pe secundă pe râul Moldova, debit care ulterior a scăzut treptat, astfel încât spre sfârșitul zilei de ieri Moldova nu mai reprezenta niciun pericol, însă a intrat un cod portocaliu de inundații pe râul Siret. Am monitorizat toată noaptea și, din fericire, nu au fost probleme deosebite. Rămânem în continuare în monitorizare, astfel încât până la finalizarea codului portocaliu, astăzi după amiază și ulterior, am înțeles, vom intra într-un cod galben, vom ține sub observație debitul pe râul Siret, astfel încât să evităm în a avea probleme deosebite. Să spunem că ploaia de joi a cauzat cele mai multe pagube. Într-un timp foarte scurt a căzut un volum foarte mare de apă și, din fericire, nu am avut decât curtea unei gospodării din cartierul Petru Rare și una din Nicolae Bălcescu, care au avut nevoie de intervenția noastră. În rest, am degajat apa de pe domeniul public. Am avut și 18 degajări de arbori de pe străzile și aleile de municipiu, 2 degajări de arbori de pe autoturisme, practic am avut și 2 autoturisme avariate și de asemenea încă 4 degajări de arbori de pe garduri și proprietăți private. Am avut și 9 intervenții pentru îndepărtarea cablurilor care blocau circulația rutieră și pietonală și de asemenea 2 degajări de materiale care blocau scurgerea apelor pluviale. Pentru limitarea și îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo-periculoase, am intervenit cu 7 membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 6 motopompe, 2 buldo-excavatoare, un excavator și un autocamion. Așa cum ați aflat și dumneavoastră, ieri a avut loc la Romano ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, având în vedere posibile inundații din zona Romanului. E bine că totul s-a terminat cu bine și sperăm noi se va termina cu bine, rămânând în continuare sub supraveghere, așa cum vă anunțam. Noi am luat practic toate măsurile care au stat în competența noastră pentru limitarea efectelor în urma vremii nefavorabile. Tot săptămâna trecută a avut loc la Constanța adunarea generală, Comitetul Director și ulterior adunarea generală a Asociației Municipiilor din România. Am avut și invitați din partea Guvernului și instituțiilor centrale. E vorba de Bogdan Pușcaș, președintele Agenției Naționale de Achiziții Publice, de domnul Mircea Busuioc, noul președinte al Camerei de Conturi, George Ivașcu, ministrul Culturii, și Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, doamna Caraiman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale. Practic am mai purtat discuții pe tot ceea ce înseamnă problemele administrației publice locale, schimbarea abordării
Camerei de Conturi, care va avea un rol mai semnificativ de îndrumare a autorităților publice locale. Se discută inclusiv posibilitatea de a genera aceste audituri inclusiv pe parcursul anului fiscal, astfel încât anumite erori să poată fi îndreptate încă de pe parcursul anului și nu neapărat așteptat ulterior pentru controle. În ceea ce privește noutățile de la Ministerul de Finanțe, se pare că se lucrează la o rectificare bugetară. Așteptăm și noi cu interes respectarea legii până la urmă, pentru că, așa cum bine știți, în legea bugetului de stat este prevăzut un articol care spune că guvernul va compensa la nivelul veniturilor din anul precedent veniturile primăriei și așteptăm, vom depune și o documentație pentru a duce la cunoștința Ministerului de Finanțe sumele pe care Primăria Municipiului Roman le-a pierdut și vă spuneam că așteptăm cu interes această rectificare. De asemenea, începând cu activitățile din această săptămână, după aproape o lună de amânări, în sfârșit prognoza meteo permite ca municipiul Roman împreună cu operatorul Flycor Serv din Bacău, că în zilele de 3 și 4 iulie, practic mâine și poimâine, vom interveni pentru executarea serviciilor de pulverizare aeriană, pentru dezinsecție, pentru combaterea populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort. În aceste două zile, în intervalul orar 6-10, practic în cursul dimineții, vom efectua aceste tratamente aeriene pe o suprafață de 2000 de metri pătrați. Vom include ambele maluri ale râului Moldova, astfel încât o suprafață cât mai mare de teren să fie acoperită și să reducem din disconfortul cauzat de aceste insecte. Mai mult decât atât, acest tratament nu se aplică doar pentru insectele zburătoare, ci are efect și asupra omizilor, asupra căpușelor. Practic, eliminăm prin acest tratament tot disconfortul care este creat de aceste insecte. După cum ați observat și dumneavoastră, în cursul săptămânii trecute am montat pe trotuarul de pe Bogdan Dragoș, segmentul cuprins între Bulevardul Roman Mușat și laterala blocului fostului bloc 10 de pe Nicolae Titulescu, mai mulți stâlpi pentru delimitarea trotuarului, astfel încât să împiedicăm pe de o parte parcarea mașinilor în acea zonă și pe de altă parte să protejăm pietonii în acea zonă. Dacă situația o va mai impune și în alte zone ale municipiului, vom interveni de aceeași manieră. Finalizăm în aceste zile proiectul pentru reabilitarea parcării de la Roman Vodă și ulterior sperăm ca spre sfârșitul acestei luni să demarăm și lucrările. Vă vom aduce la cunoștință în timp util și aici vom discuta, pe lângă lărgirea parcărilor, inclusiv de o zonă de trotuar care să permită traficul în condiții de siguranță pentru pietoni. Discutăm și de activitatea din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, chiar dacă timpul nu a fost absolut deloc prietenos pentru activitățile în aer liber, nici la strand și nici la zona de foișoare, totuși în săptămâna trecută au fost 15 foișoare care s-au închiriat și de asemenea și la strand au fost 180 de clienți.
Noi sperăm ca în perioada imediat următoare prognoza meteo să se îmbunătățească, vremea să devină din ce în ce mai călduroasă, astfel încât strandul municipal să devină o atracție pentru romașcani. Suntem pregătiți în această lună să mai achiziționăm încă 200 de șezlonguri pentru a reface stocul de 1000 de șezlonguri și eventual încă 25 de umbrele, astfel încât romașcanii care vor veni la strand să beneficieze de condițiile cele mai decente și pentru a se putea simți bine în această zonă. Și de asemenea, tot în această lună vom demara și achiziția pentru sistemul de sonorizare de la foișoare, care, așa cum vă spuneam, va avea un fundal sonor unitar la un volum decent, astfel încât să îndepărtăm din disconfortul creat de anumiți cetățeni în zona de foișoare. În parcul municipal activitățile au decurs constant. Am avut 4.950 de lei încasări din activitățile din parcul municipal și de asemenea pregătim în continuare și parcul municipal astfel încât pentru perioada caldă să primească un număr cât mai mare de romașcani. Tot săptămâna trecută am reușit și finalizarea a două parcări. Una dintre ele, cred eu, este cea mai mare parcare care s-a făcut în ultimii ani la Roman. E vorba de parcarea din Strada Gloriei, care permite parcarea unui număr de 65 de autoturisme și până în data de 12 iulie vom scoate și la licitație această parcare, tocmai pentru a oferi și romașcanilor din acea zonă propriul loc de parcare. De asemenea, în zona Rama am mai făcut 8 locuri de parcare și urmează în continuare ca acest program de alei și parcări să îl ducem mai departe, astfel încât în luna mai, când expiră contractul cu agentul economic, să avem un număr cât mai mare de parcări. Și de asemenea, tot anul viitor vom începe un nou program de parcări, unde circa 800 de noi locuri de parcare vor fi amenajate pe raza municipiului Roman. În ceea ce privește proiectele cu fonduri europene, s-a depus proiectul pentru reabilitarea și modernizarea, dotarea Liceului Tehnologic Vasile Sav. Aici, din păcate, sumele prevăzute sunt destul de limitate, există o concurență destul de mare. Noi oricum am depus acest proiect, intrăm la evaluare și în funcție de punctaj vom vedea care vor fi șansele de reușită. Sperăm chiar pe viitor, din economiile care se vor face, să se mai aloce fonduri către liceele tehnologice, practic este o axă direcționată către aceste licee. Restul, vreau să vă informez că în această săptămână, în aceste zile, azi, mâine, vom depune proiectul pentru construirea grădiniței din strada Victor Hugo, în cartierul favorit, drept pentru care a fost necesară și acea ședință de îndată de vineri. Și ulterior, pentru această săptămână, mai pregătim o ședință extraordinară sau chiar de îndată, în funcție de cum vom avea pregătită documentația, pentru depunerea proiectelor, două proiecte cu finanțare europeană. E vorba de corpul de la Colegiul Național Roman Vodă și de Școala de Artă Sergiu Celibidache și un proiect pentru construirea unor locuințe, ansambluri de locuințe sociale în strada Islazului, Primăverii, 56 de locuințe sociale prin Ministerul Dezvoltării Regionale. Dacă tot vorbim de proiecte cu finanțare europeană, vreau să vă informez că mâine la ora 10:30
am convocat o ședință cu conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, acolo unde lucrăm deja la documentația pentru un proiect finanțare europeană pentru extinderea ambulatorului de la Spitalul Municipal de Urgență, practic în partea opusă centrului de primiri urgențe, și spunem că în urma lansării în dezbatere publică a acestui ghid, sumele au scăzut de la 5 milioane pentru fiecare proiect la 2.300.000. Noi încercăm în continuare să obținem finanțare. E foarte important și o modificare a ghidului care să ne permită achiziționarea unui computer tomograf și a unui RMN, dar această aparatură trebuie să poată a fi folosită nu doar în partea de ambulatoriu, ci să ne fie permis să fi folosită și de către Spitalul Municipal de Urgență. Vom analiza împreună ghidul de finanțare pentru a identifica soluțiile cele mai bune în vederea achiziționării și acestor aparaturi. Și iarăși un lucru important și pe care aș vrea să-l dezvolt mai mult se referă la intrarea în vigoare începând de ieri a noului contract de privind proiectul sistem de management integrat al deșeurilor pe zona Roman, care aduce cu sine, pe de o parte, un tarif mai mic pentru colectarea și depozitarea, transferul deșeurilor, dar în același timp vine cu obligația noastră de a începe să ne educăm, să colectăm selectiv deșeurile. De asemenea, obligativitatea de a încheia un contract de preluarea deșeurilor, cei care au deja încheiat cu siguranță vor face acte adiționale. Cine nu are contract trebuie să înțeleagă că are această obligație. Ca element de noutate, agenții economici, în special cei care erau la parterurile blocurilor și care plăteau prin asociațiile de proprietari, trebuie să înțeleagă că au, începând de ieri, această obligație de a încheia contract individual. Și de asemenea, așa cum știți, la ultima ședință de Consiliu Local am introdus și acele taxe speciale. E vorba de o taxă penalizatoare pentru cei care refuză să încheie contract cu operatorul de salubritate, o taxă mult mai mare pe care vor trebui să o plătească la primărie. Noi spunem că este în interesul tuturor, fie persoane fizice, fie persoane juridice, să aibă contracte individuale, tocmai pentru a nu plăti aceste taxe penalizatoare. Iar în ceea ce privește pe locuitorii de la case, aș vrea să vă spun că graficele de colectare a deșeurilor stabilite sunt pentru deșeuri reziduale săptămânal, ziua fiind cea specificată în contractul individual încheiat cu operatorul de salubritate. Pentru deșeurile biodegradabile și vegetale, săptămânal, în ziua următoare celei de colectare a deșeurilor reziduale. Și aici aș vrea să fac o precizare și în același timp o solicitare către cei care locuiesc la case să nu mai amestece deșeurile vegetale cu alte materiale, pentru că au un regim diferit. De asemenea, să nu scoată în aceeași zi, sau chiar dacă scot în aceeași zi, să înțeleagă că nu vor fi ridicate împreună aceste deșeuri vegetale împreună cu deșeurile reziduale. Iar pentru deșeurile reciclabile se va ridica de două ori pe lună, în prima și în a treia sâmbătă din lună. Și mai avem trei categorii de deșeuri pe care aș vrea să le dezvoltăm și să le aducem la cunoștința publicului. Se referă la deșeurile provenite din activități agricole și din activități de creștere a animalelor și a păsărilor, care se vor colecta separat și se vor prelua de către operatorul de salubritate la comandă, contra cost. Deșeurile generate de construcții, demolări, reamenajări de locuințe, moloz, resturi materiale, polistiren, rigips, tâmplărie veche, obiecte sanitare, gresie, faianță, de asemenea se vor colecta separat și se vor prelua de către operatorul de salubritate la comandă, contra cost.
Aici chiar voi vorbi și cu cei de la Direcția de Urbanism și voi impune ca la fiecare autorizație de construire sau de demolare pe care o vom elibera să ni se prezinte în spate și contractul cu operatorul de salubritate, astfel încât să avem garanția că aceste deșeuri vor fi preluate de către acesta. Iar deșeurile voluminoase, mobilier vechi, saltele uzate și altele electrice și electronice se preiau gratuit în cadrul unor campanii periodice organizate sau în limita disponibilităților operatorului pe bază de programare gratuit. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință și vă stau în cele ce urmează la dispoziție pentru întrebări. Persoanele fizice care stau la bloc plătesc prin asociațiile de proprietari. Asociația, deci obligativitatea este asociațiilor de a încheia acte adiționale. Sigur, da. Cu Rosalul. Vă spuneați de 56 de locuințe sociale pe istazul Primăverii. Ce formă vor fi construite? De către locuințe în oglindă. Practic vom încerca sub forma unor case. Ne aflăm în fază finală a proiectării și urmează ca în această săptămână să aprobăm și documentația tehnico-economică. Încercăm să accesăm fonduri de la Ministerul Dezvoltării pentru construirea acestor locuințe. Da, parcă s-a mai făcut o proiectare pentru locuințe pe Islandul Primăverii. A fost o firmă din Monești. E un proiect actualizat acesta pe care îl facem. Am actualizat acea documentație. Și aceste fonduri sunt prin Programul Național de Dezvoltare Locală? Sau? Prin Ministerul Dezvoltării, Construcția de Locuințe Sociale. Program separat. Spuneți că anul viitor, intenționat, să amenajați alte 800 de locuri de parcare. Asta presupune în cele 800 și eventual refacerea unor vechi? Sau? Da, bineînțeles, inclusiv. Deci nu vorbim doar de parcare. Da, dar ne referim la locurile de parcare care nu au fost marcate niciodată și niciodată nu au fost date în concesiune până acum. A, deci doar le puneți în ordine. Exact. Am înțeles. Cât a pierdut Primăria Roman? Cât așteptați la guvernare? Păi, așa cum am spus-o și la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, din calculele pe care le-am făcut noi, pierderea este de 9,3 milioane de lei. Circa 2 milioane de euro. Acum rămâne să vedem, pentru că astea sunt pierderile Primăriei Municipiului Roman. Vă dați seama celelalte municipii din țară cât mai au și nu cred eu să aibă guvernul la dispoziție atâta rezervă sau atât de multe încasări. Dar în vedere că au fost atât de mulți reprezentanți de la guvern și alte instituții, ce v-au comunicat? Ne-au făcut anumite promisiuni că legea va fi respectată. De aceea noi și lucrăm în această perioadă la o documentație. Dar v-au zis și de eventuale taxe? Nu ni s-a comunicat nimic din acest punct de vedere. Au fost foarte multe discuții legate inclusiv în ceea ce privește digitalizarea și informatizarea. Noi am insistat foarte mult inclusiv pe eliminarea cheltuielilor pe care le facem lună de lună, de exemplu prin transmiterea de somații, titluri executorii prin poștă, confirmare de primire, și să încercăm să identificăm alte soluții mai moderne de comunicare, astfel încât să mai reducem din costurile generate de aceste tipuri de activități. Repet, au fost discuții, au fost promisiuni, însă am mai trăit din astea pe la AMR și până nu le vedem puse în practică, e greu să ne pronunțăm. Spuneți proiectul pentru liceul Vasile Sau că e concurență mare pe această linie de finanțare. Bănuiesc că tot prin ADN-uri. Tot prin ADN-uri, da. Și aveți, nu știu, o perioadă limită în care ei pot să evalueze și să vă dea... Nu, au termenele finale de depunere a proiectelor. Ulterior se face o evaluare a tuturor proiectelor, se face practic vizita în terene, ultima etapă, după care se face un punctaj și în funcție de punctajul fiecărei unități, acestea vor primi finanțare. Dar singura emoție este faptul că sunt foarte multe proiecte. Sunt foarte multe proiecte, da. Pentru da. Că bănuiesc că echipa din primărie și-a făcut treaba. În mod normal, da. Nu prea am avut în ultima perioadă probleme din acest punct de vedere și marea majoritate a proiectelor au și fost admise la finanțare și așteptăm în perioada imediat următoare noutăți și în ceea ce privește Creșa Smirodava, Parcul Zăvoi,
reabilitarea termică a blocurilor, practic încă 3 proiecte care se află în fază de precontractare. Și pentru ambulatoriul de nou care ar urma să fie construit la spital, vorbim de euro, pentru că ai spus... 2,3 milioane de euro, da, față de 5 milioane, corect. 5 milioane. Da, da. Starea funcției pietonale de la Cotovanel după Cotop și incendiul de la grădinița 3. Da, eu am fost în aceste zile de mai multe ori la microhidrocentrală, am fost și pe un mal și pe celălalt, am trecut și pe puntea pietonală dintr-o parte în alta, nu sunt probleme deosebite. În continuare vom interveni la puntea pietonală, acolo problemele majore sunt cauzate de cei care trec cu scutere dintr-o parte în alta și atunci prin acea forță motrică a roților aruncă acele scânduri. Noi vom încerca până în această toamnă să fixăm toate acele scânduri prin holșuruburi, astfel încât acestea să nu mai sară. De asemenea, suntem în discuții și încercăm urgentarea unei ordonanțe de urgență din partea Guvernului pentru a permite celor de la Apele Române asocierea cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea depunerii de proiecte cu finanțare europeană. Avem în plan un astfel de proiect, însă ne-am blocat până acum de refuzul de a ne fi dată în administrare digul de pe malul stâng al Moldovei. Proiectul cu finanțare europeană include și puntea pietonală. Încercăm acum acest demers și dacă se vor mișca în timp util, putem să depunem un proiect cu finanțare europeană care să prevadă amenajarea acestei faleze de la podul de fier până la microhidrocentrală și inclusiv cu punte, așa cum vă spuneam. În legătură cu incendiul de la... Aici, domnul Mihaila, el spunea că s-a modificat legea apelor mingă și... Nu are legătură cu... El se referea la acea parte de expropiere pentru justă cauză, e altceva. Deci nu. În ceea ce privește incendiul de la ocolul silvic Horia, acesta a cuprins, din păcate, și două spații care aparțin primăriei municipiului Roman. Am trimis astăzi o echipă care să facă o evaluare a pagubelor și ulterior să intrăm într-un proces de conciliere cu ocolul silvic pentru a fi despăgubiți. Dar n-ați apucat să transferați deja câte consiliu? S-au făcut doar din punct de vedere a hotărârilor de consiliu, nu s-a predat și clădire. Și deci rămâne responsabilitatea? În momentul de față este în responsabilitatea noastră, oricum acea clădire va intra în reabilitare pe banii Consiliului Județean, însă până atunci va trebui să evaluăm pagubile care sunt și să efectuăm reparații. Dar fiind clădire de patrimoniu, nu era asigurată? Nu era, pentru ele sunt, din câte știu, asigurările doar la câteva unități, nu era dintre unitățile care aveau asigurare. De ce Roman? Dar aici atenție, pentru că asigurarea e vorba de răspundere civilă, nu a fost un incendiu, să înțeleagă foarte clar. Incendiul nu a fost la unitățile noastre. Incendiul a fost la ocolul silvic și în cazul de față ocolul silvic trebuie să aibă asigurare să ne despăgubească. De ce Roman nu a negociat ca prin 2011 aducerea măcar a unui spectacol din cadrul vacanțelor muzicale și la Roman, că oricum acesta era achitat din bugetul local al Romanului și nu al județului? Nu. Plățile pentru aceste concerte sunt făcute de către Consiliul Județean. Primăria Municipiului Roman nu are absolut nicio legătură. Și n-am fi meritat și noi la Roman măcar un spectacol. Nu ni s-a adus la cunoștință acest lucru. Doamna Carmen Năstase a spus că a fost tardivă intervenția dumneavoastră. Și că o să avem... La anul atunci. Nu, o să avem. Știu. Au fost ceva discuții, însă nu s-au concretizat. Și m-am înțeles că iar un concert al filialei Piața Neamță a Academiei Muzicale Gheorghe Dima, tot în toamnă. Suntem în discuții.
de picioare de nuci din parc, care este strânit atâta... În care parc? Pe Facebook. În care parc? În parcul mare și... În parcul mare nu avem niciun nuc doborât, nici nu avem nuci acolo. E vorba de, probabil vă referiți la reacția de a... în urma tăierilor acelor doi nuci de la Biserica Armenească. Pe raza municipiului Roman au fost 10 nuci care au primit aviz de la Direcția Agricolă, aviz de la Ocolul Silvic, erau venite solicitările de la asociațiile de proprietari. Comisia de evaluare a constatat faptul că aceștia prezentau pericol public. Și uitați-vă numai la efectele pe care le-a avut vremea nefavorabilă de joi, unde peste 20 de arbori au produs pagube materiale. Eu știu că e la mod acum să protejăm copacii, să spunem stop defrișărilor, însă trebuie să fim responsabili în același timp și să conștientizăm faptul că anumiți arbori ajunși la o anumită maturitate pot genera la un dat pagube și mai mult decât atât, mai ales fiind o zonă în care sunt foarte mulți copii, foarte mulți cetățeni în acel parc, inclusiv pericolul unor vătămări corporale. Ori sunt convins că nimeni nu vrea acest lucru. Noi plantăm anual peste 3.000 de arbori pe raza municipiului Roman, în vreme ce tăierile sunt undeva la nivelul câtorva zeci. Domnul primar, v-am trimis pe pagina de Facebook niște fotografii din parcul de joacă din Sirobapa. Ați văzut că, la un moment dat, eu chiar m-am mustrat așa pe un strat de conștiință, că am fost precotașă, pentru că până la vacanță nu a apărut niciun fel de incidente între cei mici și cei care spre clasa 7-8. Iată că acum au acaparat cei mari acolo, dar ați văzut, se și aude pe filmarea aceea trimisă de o mamă. Eu am zis că e de o zi și am zis, dom'le, monitorizează mai multe zile și după aceea trimisă în filmare. Și odată ați văzut că se aude clar acolo discuția dintre... Da. Aici e o discuție pe care trebuie să o facem și mai amplă. Unu, în primul rând, atunci când se constată aceste lucruri, trebuie sunat la poliția locală. Deci e inutil, părerea mea, să facem poze, să filmăm, să punem pe Facebook, dar să nu luăm o atitudine și o reacție imediată. Fie pe de o parte părinții care vin să-i avertizeze pe acei copii că nu au ce căuta, parcurile fiind doar pentru cei până la vârsta de 14 ani. Ulterior, dacă aceștia nu ascultă, există numărul scurt, gratuit, 023394, prin care pot sesiza poliția locală pentru orice încălcare a normelor de conduită în societate. Eu, în urma sesizării dumneavoastră, am trimis un echipaj de poliție la fața locului care a verificat vârsta și a atenționat acei copii. Dar același lucru putea să-l facă. Pe camera de luat vederi nu poți să-ți dai seama de vârsta unui copil. Nu poți, dar polițistul putea să-l identifice. Cum? Vizual? Că are 14 ani? Nu, 12 ani? Îi cerea buletinul. Păi pe cameră nu poți să-i cer buletinul, asta vă explic. Nu pe cameră, identifica și după aceea îi cerea buletinul. Cum îl identific pe cameră, doamnă? Ai deci ce idee? Nu dau seama că are, nu-i chiar de vârsta respectivă, după aia mă duc și cer buletinul. Pentru că ați văzut că ei sunt și extrem de impertinenți și ați văzut modul în care pun la cum populația. Din păcate, educația... Din zona care provin, oamenii... Nu erau, lăsați că eu am văzut și nu erau chiar din acea zonă. Erau toți. Vedeți? Da. Deci primul pas, ca să înțeleagă toată lumea, atât dumneavoastră cât și cei care se confruntă cu astfel de probleme, primul pas este să sunați la poliția locală. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să rezolvăm problemele, așa că le luăm să le punem pe Facebook, suntem vedete pe Facebook și atât. Eu, ca jurnalist, îmi fac datoria în presă. După ce mi-a zis, am să fac azi o știre cu răspunsul dumneavoastră și okay. Tot. Nu trebuie să sun eu ca jurnalist. Am înțeles. Referitor la colectare de deșeuri, aici intervine o altă problemă pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Marea majoritate a deșeurilor provenite din modernizarea apartamentelor provin de la lucrări care n-au nevoie de autorizația primăriei și aici este rar cum reușiți să
monitorizat și să-i determinat pe cei cetățeni care își fac curat în apartament să apeleze la... Prin asociațiile de proprietari. Asociațiile de proprietari au la cunoștință de imobilele în care se realizează astfel de lucrări și pot să meargă către acești proprietari să le ceară să-și încheie contract pentru preluarea deșeurilor. Rezultate. Am avut discuții cu asociațiile de proprietari și de fiecare dată când ne întâlnim cu ei, le aducem la cunoștință acest lucru. Da. Mulțumesc. Deocamdată. Au apărut pe Facebook mai multe fotografii cu partea de jos a favoritului, a cartierului favorit, inundată aia din fața stadionului Moldova. Oamenii s-au plâns că acolo canalizarea nu face față și că de fiecare dată când sunt ploi se formează bălți întregi, mari. Da, eu nu am informații acolo în zona stadionului Moldova, știu doar în partea cealaltă dinspre zona fostii băi comunale, unde se acumulează apă de pe zona de deal, dinspre Ion Ionescu de la Brat și dinspre strada Produ Arbore. Într-adevăr, acolo canalizarea nu face față atunci când există un volum foarte mare de apă într-un termen foarte, foarte scurt. Eu, de altfel, am dispus după acea primă ploaie torențială curățarea rețelei de canalizare din zonă de către APASERV, pentru că în continuare eram sub un cod portocaliu de ploi torențiale, care, din fericire, ne-a ocolit. Să spunem că din acest punct de vedere sunt două, trei zone mai sensibile, dar să știți că în nicio țară, și vedem cu toții, ne uităm și la televizor și în alte țări, atunci când sunt căderi foarte mari de apă într-un termen foarte scurt, nicio rețea de canalizare nu va putea să facă față pentru preluarea acestor cantități de precipitații. Probleme, vă spuneam, am avut pe strada Vasile Lupu, unde efectiv au fost aruncate capacele de canalizare, în acea zonă de care vă spuneam eu, în zona fostei băi comunale, în cartierul Lipovenesc, dar acolo deja spunem noi că prin proiectul pe care îl vom finaliza la sfârșitul lunii august și ulterior prin asfaltarea acelei zone vom reduce semnificativ aceste probleme și de asemenea în zona Mihai Viteazu spre Mihail Zira, Ion Nanu și acolo în zonă au fost ceva probleme, dar nu deosebite cum am mai avut în alți ani. Când spuneți că această canalizare nu face față, la ce vă referiți? Este sistemul de țevi? Pe de o parte și sistemul de tuburi de preluare a acestor cantități de apă nu este proiectat, pentru că nici nu poți să faci o proiectare a unei rețele de canalizare, pentru că nu ai niște date concrete la care să te raportezi. Rețelele de canalizare sunt proiectate pentru un consum mediu pe fiecare persoană. Mai mult decât atât, așa cum spunea și dumneavoastră, acele guri de preluare a apelor pluviale nu fac față să preia cantitățile acestea de apă foarte însemnate. Și mai apare încă o problemă pe care, de asemenea, romașcanii trebuie să o conștientizeze, este legată de modul în care se folosește canalizarea, pentru că în condițiile în care mergi în stația de epurare și găsești acolo prosoape, găsești cearșafuri, găsești tot felul de alte obiecte care nu ar trebui să fie în canalizare, iată și acestea duc uneori la înfundările de canale. Referitor la aceste tratamente cu avionul ăsta, cum se cheamă, uitat cum îi zice? Da. Avion. Că se va face un putere. Aviotratamente, da. Da. Mă gândesc. A spus că se vor face mâine și poi mâine. Da. Dar pe malul Moldovei, Moldova e încă mare și se va retrage în zilele următoare. Nu, Moldova deja s-a retras, nu mai e. Cum? Moldova s-a retras. Este în matcă. Și încă se va mai retrage. Da, e vorba de matcă. Nu vorbim de albia râului, e albia râului. Noi vom face tratamente pe... Încă va scăderi apei, vor rămâne terenuri mâloase care vor fi propice. Păi tocmai asta e că nu se vor dezvolta. Tocmai asta e că nu se vor dezvolta. Odată ce facem aceste tratamente, ele nu se mai pot dezvolta. Ele sunt atât pentru combaterea insectelor zburătoare, dar cât și pentru prevenirea înmulțirilor. Mulțumesc.
Tot pe Facebook au apărut fotografii în care pavilele astea pentru nevăzători, astea tactile, au început deja să se schimbe. Nu, e vorba doar de o singură zonă unde există o prăbușire. Trebuie să înțelegem cu toții un lucru. Romanul este construit pe o zonă cu foarte, foarte multe beciuri. Avem foarte multe prăbușiri și care până în momentul în care nu vom reuși să acoperim în totalitate acele găuri, uneori se mai lasă aceste lucruri. E vorba doar punctual într-un singur loc. S-a intervenit imediat. Deci eu am văzut și o postare, a fost undeva pusă undeva pe la ora 11 noaptea. Dimineața s-a intervenit. Aceste lucruri, dar nu poți face verificare la celelalte. Pur și simplu, când se prăbușește ceva, se prăbușește. E ceva un hău de desubt, n-ai de unde să știi. Deci noi de fiecare am mai intervenit încă de două ori înainte, vom continua să intervenim, punem balastul înainte, astfel încât până se va stabiliza, vom monitora zilnic acea zonă. Câți nevăzători avem în Roman, apropo? Din câte știam eu, undeva la vreo 50, din evidențele de la asociația lor. Referitor la punte, la puntea de la Cotoameș, ați spus că veți încerca să prindeți acele scânduri din Colșurubul. Asta nu e cea mai simplă, cea mai ieftină, cea mai comodă soluție? Adică e și cea mai optimă? Deci, până acum, până să se treacă cu acele scutere pe punte, nu erau probleme, ci doar din loc în loc mai apăreau probleme. Acum am constatat acest lucru, că se merge cu scuterele, generează acea mutare a lor și pentru a le fixa vom pune aceste colșuruburi. Ele sunt puse pe... Nu, ele sunt puse între două bucăți de platband. Ele practic nu aveau nicio problemă până să se intre cu elementele motorizate. Se intră cu elementele motorizate, le vom bloca cu colșuruburi. Am înțeles. Nu există posibilitatea să renunțați la aceste scânduri, să veniți cu alt material pentru deci, că și acea scutere trecând pe acolo indică clar că cetățenii au nevoie de trecerea asta. Da. Vă spuneam că puntea pietonală dorim să o modernizăm pentru proiect cu finanțare europeană care să cuprindă și digul de pe malul stâng al Moldovei. Așteptăm acea ordonanță de urgență. În continuare fac demersuri la București pentru aprobarea ei. Din momentul în care vom avea închisă calea finanțării europene, vom căuta o soluție pentru că acea punte trebuie să intre într-un proces de reabilitare mult mai amplă, nu doar de înlocuirea unor scânduri. Mulțumesc. Vreau să vă întreb în legătură cu giratorul Poarta Nord, care mai este stadiul realizării stadiului și amplasării și... În momentul de față suntem aproape de finalizarea acelei lucrări, mai sunt câteva retușuri de făcut. Momentan nu vom amplasa în zonă statuie, așteptăm recepția finală a sensului de girație și ulterior vom lua o decizie. Când? Eu zic că undeva în luna august va fi recepționată lucrarea. Și ulterior luați în considerare eventual să abandonați pentru anul acesta amenajarea? E posibil și acest aspect. Și pentru celălalt girator de pe Islazului cu Viteazul. Și acolo mai era... Nu, acolo exista o intenție din partea Arhiepiscopiei nematerializată deocamdată. Suntem în așteptare. Da. Demersul dumneavoastră, proiectul referitor la amenajarea stațiilor de autobuz, prin care da, una dintre stații a fost deja montată aici în față la Casa de Cultură. În ceea ce privește celelalte stații, vom purta în perioada imediat următoare discuții cu agenții economici care și-au manifestat intenția de a construi aceste stații de autobuz. Dacă nu vor dori să ducă mai departe aceste proiecte, vom prelua noi inițiativa construirii acestor stații de autobuz și ne propunem ca în fiecare an câte 15-20 de stații să le construim noi. Da, există interes din partea... Într-o fază inițială și-au manifestat interesul 27, pentru 27 de stații. Ulterior au fost 3 agenții economici care și-au manifestat în scris dorința de a renunța. Ceilalți au și încheiat contractele, dar nu au finalizat lucrările. Ce ne puteți spune despre CSM, echipa de handbal? Ce multe s-au mai apărut? Am avut
fost făcute transferuri? Nu, în momentul de față noutățile sunt cele pe care le aveți dumneavoastră, lotul este deja constituit. Va trebui să caute cei de la conducerea Clubului Sportiv Municipal o jucătoare între 19 și 21 de ani, care potrivit noului regulament aprobat în adunarea generală, orice echipă de Ligă Națională va trebui să aibă în lot o astfel de jucătoare cu vârsta cuprinsă între 19 și 21 de ani. Vor căuta o astfel de jucătoare care să facă parte din lotul CSM Roman și mai departe așteptăm reunirea lotului și pregătirea unor jocuri de verificare, pregătirea fizică și turneul de pregătire de la Roman plus alte turnee de pregătire. Am înțeles că a fost completat și staff. Da, a revenit și domnul Viorel Lazar alături de domnul Bădulescu. Eu le doresc mult succes pentru ediția viitoare de campionat, care se anunță un campionat destul de greu. Toate echipele, să spunem, s-au întărit. Schimbările regulamentelor generează cheltuieli mai mari prin faptul că, din punctul meu de vedere, o serie dintre jucătoarele românce vor avea o valoare financiară mai mare decât valoarea lor ca și sportive, pentru că s-a limitat la nivelul echipelor de club și s-au introdus niște criterii pentru jucătoare străine. Nu poți avea mai mult de două jucătoare străine decât dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții, condiții pe care, din punctul meu de vedere, singura echipă pe care le poate îndeplini este CSM București. Da. În ce stadiu sunt pregătirile pentru bărci când au licitațiile? Păi, deja o parte, jumătate din licitații s-au organizat deja, va mai fi un nou termen. În momentul de față igienizăm gardurile și zona de la bazar, astfel încât când vom începe bălciul, totul să fie pregătit în zonă. Eu sper că, la fel ca în fiecare an, toate locurile pe care noi le punem la dispoziție să fie licitate și astfel încât veniturile pe care le generează Direcția de Administrare a Piețelor și iluminat public să fie pe măsura așteptărilor. Va fi organizarea numai în perimetrul bazarului? Numai în perimetrul bazarului și eventual dacă vor mai fi solicitări și în zonele exterioare, dar numai cele aferente bazarului. Restul mai departe e ceea ce s-a întâmplat în fiecare an. Dacă o persoană fizică proprietară în zonă dorește să închirieze unui agent economic, noi nu putem interzice acest lucru, însă nu îi vom lăsa să facă acest lucru pe trotuar și nici să facă acest lucru fără a avea avizul de la Primăria Municipiului Roman. Deci renașterii și viitorului vor fi din nou blocate, da. Dar aceasta nu pentru comerț stradal. Eu mai am o completare la o întrebare, domnul Marc. Deci, profesorul Petru Sandu, părintele liceului cu program sportiv, părintele echipei de fotbal și handbal a orașului, este din ce în ce mai bolnav. Sâmbătă a avut o reuniune a tuturor foștilor fotbaliști. De acolo, mie cel puțin mi s-a părut așa. Mi-am mărturisit că este din ce în ce mai bolnav. Nu v-ați gândit că acum, în timpul vieții, să-l răsplătiți cu titlul de cetățean de onoare, pentru că, chiar că am spus, arată extraordinar de rău, nu mai crede, da, diabet avansat. După cum bine știți, aceste titluri de cetățean de onoare se acordă cu ocazia zilelor municipiului Roman, acestea tocmai ce au fost, dar pentru anul viitor luăm în calcul astfel de... Da. Să zicem o situație de excepție. Prin regulamentul și prin statutul orașului, așa se fac decernările. Îi dorim și noi multă sănătate, îi urăm și la mulți ani cu ocazia zilei numelui pe care a avut-o săptămâna trecută și îi transmitem multă sănătate. Da. Să țină până la anul. Doamne ajută. Și mai mult. I-a spus colegului Tudor că
cei care și-au manifestat intenția de a se ocupa de stații de autobuz, agenții economici, tot au încheiat contract. Unii dintre ei, cei care au dorit să ducă mai departe proiectul, da. Că au fost unii care au renunțat imediat după. Dar cei care au dorit să ducă mai departe proiectul, toți au fost... Au semnat contracte, au semnat contracte. Ok, mulțumesc. Și ce termen au? 60 de zile.